10 decembre 2000, no, speriamo. Lo dopo ca. No. Mihai Flore ala. Boschetaro ala. Hop, hop. Puteți rămâne acolo. Așa. Sebi. Bună ziua, domnul Cristian. Sebi, noi nu am făcut astăzi foarte multe drumuri, fiindcă am vrut să stăm relaxați în familie la tine. Am mers un pic la târg la Bixad. Exact. Și am zis să mergem în două locuri și uite așa am ajuns la prietenul nostru, la domnul Adrian. Domnul Adrian e un om gospodar, încă nu am ajuns noi să-i vedem ferma, adevărata fermă. Dar, sperăm să vedem. Așa, domnul Adrian, ne bucurăm să vedem iepele dumneavoastră. Ați venit pe la noi. Așa. Cu prietenul Sebi. Aici. Domnul Adrian, cum știți dumneavoastră pe Sebi? Muncitor. De când eram mic. Deci un băiat care a muncit. Un băiat care a muncit cu inima și cu brațele, așa? O porni de la așa, cai de mari și ajuns unde trebuie. Și? A început de jos, cu un cuvânt. Ca a... mulți alții. Dar alții au renunțat, el a continuat. Așa. El nu s-a pierdut încredere. Poate că a avut și familia în spate și l-a ajutat, da, nevasta, părinții. No. Ce părere aveți acum? Noi ar fi trebuit să vorbim un pic de ea, dar facem o mică introducere. Probleme, facem un pic de o mică introducere legat de ce părere aveți, mă gândesc că ați văzut expozițiile de acum două zile, una după alta, ce părere aveți de treaba asta? Foarte bună, dar la Rușeni a fost o prostie mare. Legat de ce? De sanie. Greutatea de pe sanie nu a fost pentru doi cai. Am înțeles. Scurt. Apoi restul or trag concluzie din ciorul. Da. Văzut și ce am zis eu. Dar ce părere v-ați făcut legat de concursurile la care luați Sebi, la care au participat Sebi? Hai să-mi un pic mai aproape, te rog, de domnul. Nu mai aproape de mine, mai aproape de... Să spun, Cristinel. Legat de Sebi și de acțiunea lui. Oriunde a fost în țară, a fost apreciat. Și altfel gândite, tăte. Da. Care cu lemnul îi lemn. De când să știe lumea, proba e probă la lemn. Nu-i tractor, nu-i mașină să faci cu sanie, cu remorcă, cu... Da. Nu, hai cu o căruță să învârți roțile. Dar sania aia a făcut și cum ai turna în beton. Am înțeles. Caii lui Sebi sunt de cai de tracțiune mare, nu de 1000 de kg, 2000, dar au fost păstă măsură. Și la Sebi a fost greu. Și la Sebi, dar apoi la cai. Da. Eu zic părerea mea că eu am avut cai și Sebi știe că am umblat în pădure, nu acum. Am una mai umblat, că n-am mai... Păi am umblat de copii mici, am umblat în pădure. Am umblat în pădure. Am părinți care ne-au dus în pădure. Și, dar nu am mai umblat, am o cam produs. Și apoi n-am mai... Nu-mi vin cu toate. Adio, fost câteva sări și m-au ajutat un pic la proba acasă, după Rușeni. Covid un pic l-am sunat ca că nu mi-a plăcut cum o tras dolar, la cât o fă el de bun, și nu mi-a plăcut la Rușeni, mi-a luat ambiție pe el. Și am zis că hai să mă duc să vedem de ce și cum. Dar a fost prea mare sarcină. Ce sarcină a pus acasă Sebi după ei, n-a dus odată când. Dar la Rușeni a fost prea exagerată. Da, da. Dați-vă un metru, doi metri mai în spate, vă rog. Așa. Deci una peste alta, Sebi, au venit cu țiturile acasă. Da. Treabă bună. Căfă 1, căfă 2, dar o fă bine. Așa. Și felicitări lui că muncește și își dă interesul. Da. Tot între ei. Între cai. Dacă nu antrenezi animalul, n-ai cum să ai rezultate de la el. Așa. Domnul Adrian, trecem acum la subiect. Aici două mânze pe care eu le-am mai văzut undeva de mult. De mult. Mânzele... În 2019, în 5 decembrie le-am cumpărat eu. Așa. Cătălin de la prietenul nostru, de la Cătălin de la... Îl salutăm. Așa. Și dorim multă sănătate, să poată munci. Cum să mai poată ține cai. Cum vi se pare, Cătălin? Foarte bun băiat. Harnic. Și părinții lui, că a fost și taică, să vă-l cunosc acum. Așa. Foarte de treabă, oameni. Foarte. No, oameni de la țară, cu din un popa. Caracter bun. Oameni respectuos. Am fost la ei acasă, no, și ei au fost la noi, sunt oameni la locul lor. Da. Mânzele-s românești. Da. Din iapa lui, una și una a cumpărat-o, de la, tot din sat de acolo, de la cineva. Așa, cât timp au acum? 3 ani. Încă nu le-ați montat, așa-i? Le-am montat. Le-ați montat? Cu ce armăsar le-ați montat? Cu alu Mircea din Rușeni. Cu care? Ăla negru mic. Cu polonezul? Harnas. Cu polonezul, da?
Da, cu ăla cu gâtul gros. Nu, nu, ăla e prea mare. E prea mare pentru el. Deci cu negru, așa. Deci nu cu negru cu păr pe picioare, cu negru celălalt. Da, 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 cu harnaș. Sau... Așa. Da, harnaș cu un mal și patru. Da. Ăla mai micuț, ăla mi-a plăcut mai mult, că e după ele. Am înțeles. Cu nu-i mare, nu-i mare. Cu cel cu gâtul gros. Nu-i da. Mare și ele prima dată nici nu trebuie mai mare, foarte bine. Așa. Nici ele nu-s mari. Potrivite. Le-a spus la căruță? Da, eu le-am învățat. Ce zic? Nu se dau bătut. Și la Rușani am făcut căruța, de aici m-am dus 40 km. Ați fost acolo la domnul... Mircea. Mircea la stand, așa-i? Da, da, da. Oare v-am prins în imagine? Da, da, da. V-am prins, așa-i? Să văd mânzele, sunt legate la căruță. Să văd mânzele, sunt pe partea amândouă. O trecut pe la noi cu pluta. Am trecut cu podul, cu pluta. Și m-am dus cu ele pe jos. Nu cu mașină, cu remorcă, nu, nu. Aha. Le au piciorașele lor. Aha. Am trecut toată cu pluta, cu cătă. A, da, acolo la ei. A. Da. La un bătrân, la un nene bătrân, dar faină treabă fă. Și aici, exact așa e, se face mai mare anul ăsta. Aha. E mai mare ca ala de la ei. Ca ala de la ei, ala de la pomnic, da, da, da. Care l-a dus cu... Ce nume are, le-ați lăsat numele așa? Cum le-au avut? Mai Shakira, da? Irache, și cealaltă? Carina. Dar copiii, lusorul meu, le-au schimbat. Le-au schimbat? Pușa, așa e Stela. Aha. Când o făie mici, am avut două, pe una roșie și una neagră. Și? La băiat i-a plăcut aia pușa neagră și la fată i-a plăcut Stela. Și apoi am să fie mulțumit și am lăsat să le boteze din nou. Cum au vrut copiii, știi? Da, pe acum nu. Da. Plăcerea lor. Că acum s-au dus de două minute și el, deci copiii cu taică s-au. O venit la cai? Dar fata e aici. Fata a rămas. E, la casă? Acasă? Mhm, uh-huh, uh-huh. Am înțeles. Nu vreau mai are de aici, domne, că le place la noi, la Băbășești. Mhm. Uh-huh. No, astea sunt mânzele. Foarte frumoase. Poate ar fi și de vânzare dacă s-ar găsi un client să le dau împreună. Nu, separat nu le desprez, că foarte bine merg împreună. Foarte, foarte bine, că nu se-a văzut și filmare cu ele, că am făcut-o în live într-o seară, când am fost la Podcovit. Hai. Podcovit. Unde ați Podcovit? Aici în Medeș, la un băiat, la noi. Cred că și se-a văzut Podcovit acolo la băiata, odată, mai de mult. Ai filmat, așa la Ghița. Ah, Podcovești foarte bine, Ghiții, în Podcovești, știi. Este un băiat. Numai că nu, el muncește și nu prea are timp. Ah, muncește în construcții și mai că mult... Numai sâmbătă mai mult poate să facă. Da, e un potrovar foarte bun și... Da, problema că... Pe mănâncă multe, le-am dat cu spray de la farmacie, dar... După căldura asta nu rezistă. Mm-hmm. Le-am cumpărat spray, dar nu... Eu le-am făcut ceva de căpuși, de muște și... Și eu le-am spălat în formă. Tare bun randament mi-o dat, că nu se pun la ele. Nu. 3 luni de zile mi-au garantat 100% că nu se pun și nu se pun. Eu le-am cumpărat. În satul mare. Ia ce frumoase. În satul mare. Ia ce frumoase. Foarte bine să înțeleg. Da. Nu poți să stai una lângă fără alta. Auzi, anul trecut foarte mult mi le mânca și mie muștile și astea și au slăbit de ele foarte tare, știi? Și am zis că... cum se numește alea și ne scrie pe... Am descris niște bani, au fost un pic, m-au costat un pic la buzunar, dar n-am mai vorba de bani aici. Bine, dar la 11 cai un pic e... Am bine, nu, la 11 cai. S-adună. Costă un pic, s-adună. Face... O visa ca... Facem... Dacă îți cumperi o furculiță, nu e așa scumpă. Păi ele singure... Ia. S-apără de mult, uite că la ele. Se vii că dacă îți cumperi o furculiță, nu e așa scumpă. Dacă îmi cumperi tot setul, mi-a scump. E. Hai. No. Astăzi e da. Domnule, întreținute, grijite. Se vede pe ele. La greutăți mari n-am făcut cu ele. De plimbat n-am plimbat cu ele. La târg și ieri am făcut. Ați fost la Medieș? Da. Că le-ați filmat ieri. Le-am văzut? Cred că. Da, ce faci? M-am întâlnit cu tatăl tău la... Și cu Mircea era acolo. Așa, și am vorbit cu dânsul, da. Și... Așa, la greutăți nu le-am pus încă, nici le-am folipsit. Da. Sebi, da. Mă scuzi, Adrian. Sebi, da. O văzut iapa musca la tine pe genunchi și o vrut ca să o anihileze? Mi-a văzut poate clopul, nu-i place. Da. S-a îndrăgostit de clop. Hai Suzana. Poate s-a îndrăgostit careva de el. Suzana. Nu sunt la fel, poate asta e mai frumoasă, poate cealaltă. Ambele sunt foarte frumoase. Ambele sunt frumoase. Da. Nu le-am luat numai să le-am, să-mi bat joc de ele, nu. Bine faci. Domnul Adrian. Da? Mergem să vedem un pic la oi, așa-i? Da. Bun. Hai.
Hai frumos. Hai, 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 Rodi, Rodi! Ia, aici, domnul Sevi, căița ăștia vrea să te duci pe acasă. Dar tu nu ești ciobană acum, trai? Eu, acasă, am câini, am de-a tăte, mi-a dat Dumnezeu și mie câini. Aha. Avem și noi șapte. Oi, câte ai? Oi, câte ai? Avem, oi, multe și noi. Așa. Domnul Adrian. Uși. Îmi place ăla micuțul. Ce nume ai pus la ăla micuțul? Nu ai pus nume, așa? Eu pus... Asta mai mare e Rodi. Da. Asta e Nova. Asta e, se vede o cățelușă bună e, așa-i? Lola. Lola, se vede o cățelușă bună, așa-i? Da, cu minte, între oi, foarte atentă, noapte. Ghita s-o și țin să-i învețe pe alalt. Ce, domnul Adrian, ce înseamnă un câine bun la oi? Care nu face prostii, nu le mușcă. Da. Stă între ele, nu sare, nu le sperie noapte. Nu le mișcă după... Când mănâncă? Da. Ea merge pentru ele, oile nu se spare de ea, nici ea nu sare la noi, la miei, nu s-o de la miei. Și de asta am spus și aici cu căței să se învețe căței de la ea. Și ea e tânără, în martie a făcut un an. Da. Cred că am o să-i fie de cățelit, o să umble după băiat, dar și să-i caut un băiat. Un băiat frumos, așa-i? Am vedea și aurin este unul de astea centrală, exact, dar nu mai deschis acolo. Didi, no, gata. Și ea e frumoasă, dar chiar dacă e gălăgioasă. E o corcitură de caucazian cu ciobănesc miorit. Rodi aia cu albul. Oare cum e asta la Sebi cu să stea în băuța ta? Nu a fi aia. A avut el, oi. Știi el ce înseamnă stat în băuță? Sebi, ți-am uitat bota în mașină la mine? Ha? Noi avem niște oi, nu turcane, nu scarabat. Ăla! Multe carapașe. Gata! Gata! Cățelușa neagră e foarte protectoare. Mascul. E mascul? Da. E un cățeluș foarte vreau protector. Vreau să-l alteți fetițe, e mascul. Sigur, mascul. Mai am trei mari, toți dincolo la fermă. Ăștia aici, aici, mai vin oameni pe câmp și nu vreau să am probleme cu bănii să se dai la oameni. Dar de ce ai băgat? Gata, gata. Am una de Bucovina. Cu cățelușe, alb cu negru. Primit la cineva. No, nu zgârie. No, domnul Adrian, până la inimă ce-o curentat acum a zgâriat-o ăla. Parcă s-a șterge doi. Nu, lasă, nu te apuca de șters. Dragule. Asta mică o cheamă Zambilica. Zambilica? Zambilica. Dar e frumoasă aia mică. Da, mă. Ia. Ia mie mic. Stai frumos, te rog, nu mă te rog. Te rog.
Te vin cu minte. Te vin cu minte. Acum după mine. Te rog, nu fă gălăgie un pic. Facem după aia gălăgie. Gata, Demi. Poți să ieși? Nu. După aceea te superi și plângi că dacă nu te-a tatăl cu tine, cu el. Are sub de lapte. Ce zice mica? Vreau să văd o demonstrație la puleiul ăsta mic, să văd dacă le întorce ori. Asta numai dacă... Să vedem. Nu te roate! Fii atent, Cristinez, mi-a auzit gura, ia! Mai te-ai dat, uite! Hai că se uite la tine! De ce zici să vină așa? Să le mai adună în coace? Nu, neapărat, lasă! Îți dai seama! Lasă că când trebuie să-și facă treaba, își face! Face, face! Mă dai nimic, că nu are două luni! Când așa îmi lasă, mică! Tătă-n păr crăs de ăla de Ungaria. De așa este, numai că mână părlezi. Ai, Doamne, când strigam cătă el. Vezi, tot vine de aici, dar aceea nu vine din lângă, uite acolo. Dacă Ștefan mere aici, e mere cu foarte așa. Dacă Ștefan pășează 10 metri înainte, el și el pășează tot așa. Numai să uită la Ștefan și are mai mere 10 metri. Uite cum stă acolo pe poziție, cu rechi. Vezi cum ascultă. Asta de întors? Aia, de acolo. E întors, da. Nu vine de lângă oi așa departe, vezi, numai un pic o s-o întors în coace, nu părăsește oile. Și noaptea acolo, doamne. Și noaptea, ea nu se duce de lângă oi, doamne, fie. Și aia albă, tot. Trebuie să învățați lângă ei. Sebică, ăla mai mic, cum fac oile? Nu, acum putem face ca oile, mă, băiatule. Așa e, mă.
crește și el. Și nu-ți dai seama că... Ioi, că e la o turmă de oi lui, că cai nu-i plac. Nu-i plac? Plac, mă, cai. Și oile bune. Dar îmi place mai mult oile. Mai mult oile? Să le vezi, da, să le vezi în desene animate numai. Tu ești amnel dacă îți plac oile, am o povară, nu vii? Aici, aduce și tati mieluțele tale. Aducem mielucele aici la Adi mâine, le tungem și le aducem aici. Am ales tunsă. Numai că am ales un păr altfel, mai micuț. Gata, gata, gata. Mișe picioarele, se mișcă ele că-i rău. Mie place să-i pune pe comandă. Nu vreau să duc la Alecu. Du-te! Du-te, rată! Monica! Asta nu ne depărta. Asta e un șoc. Astea sunt oile grele, astea nu umblă, nu fug. Asta și dacă mai are câinile între ele, nu sau, nu se zburdă. Ca și țurcan. Da, câinea aia celălaltul nu lasă să facă pe oi. Nu? Muscă pe oi. De ce ai de Bucovina? Uite pe acolo. Aceea nu vine din lângă oi domnice. Aceea altul negru, vezi? Aia nu. Aia așa iubește oaia domnice. Ce se zice? Sunt al lor. Sunt câinii de anume de oaia aceștia. Ca și cum e mioritic. Aia merită. Mâncare. Merită mâncare și merită ținute la oi. Hai să numesc câini de oi, ciobănești. Nu, mergem acolo. Nu, mergem acolo. Ce fulger are oaia asta? Care? Asta albă, încă. Și... Nu pot să-mi dau seama, dar... Eu dau pe ele bă. Asta care se uităm la noi. Acum, acum văd. Toate... Cum am mult seara dimineață? Nu, no. Dimineața. O dată în zile mult. Mm-hmm. Dar în fiind cât că ai dat mie ei, da. Trebuie mult să o da, da, da. O dată pe zile mult.